Sâmbătă, 18 octombrie 2014, podul Jiului din Târgu Jiu, ce a fost martor în urmă cu 98 de ani la bătălia din 14 octombrie 1916, a răsunat din nou de focuri de armă. Din fericire, nu a fost vorba de război, ci de o reconstituire istorico-militară organizată de Asociația Tradiția Militară, Deutsches Freikorps, Asociația Cercetașilor Tradiționali și Muzeul Județean Gorj. Muzeul Județean Gorj a hotărât ca în această dimineață să realizeze această reconstituire istorico-militară împreună cu colaboratorii noștri, cărora le mulțumim pe această cale și totodată și celor care au ales să participe în această dimineață la acest eveniment. Reconstituirea bătăliei de la podul Jiului a început cu o prezentare a trupelor participante și a costumelor și echipamentelor deținute, toate fiind originale, adevărate piese de muzeu, dar perfect funcționale. Imediat ce s-a terminat prezentarea, participanții și-au intrat în rol, așa că s-a terminat prietenia și au trecut la luptă. Alarm, alarm! Spectatori, am fost corespondent de război, am scăpat cu viață din fericire și stăm de vorbă cu capitanul trupelor românești, care i-a învins pe nemți, dragi spectatori. Bună ziua! Bună ziua! Mă numesc Mircea Stoica, sunt președintele Asociației Tradiția Militară și port uniforma unui capitan al Armatei Române din 1916. Cum a fost lupta de la podul Jiului?
lupta de la Podul Jiului de astăzi a ieșit foarte bine, am câștigat cu 1-0. Deci Asociația Tradiția Militară a ținut foarte mult să vină astăzi aici și să puncteze, să omageze un eveniment foarte important prin semnificațiile sale. Modul în care oamenii s-au putut mobiliza atunci în jurul idealului național, în jurul ideii de a-și apăra teritoriul, a fost exemplară. Cum au colaborat armata cu Ministerul de Interne, cu cercetașii, cu civilii. Acest lucru nu trebuie uitat și trebuie păstrat viu în memoria românilor. După reconstituire, reprezentanții asociațiilor participante au depus coroane de flori în memoria celor care au luptat în urmă cu 98 de ani în bătălia de la Podul Jiului.